Mai departe, un șofer beat a pierdut controlul volanului și a intrat direct într-o stație PECO în localitatea Orlești din județul Vâlcea. Alături de șoferul de 32 de ani în mașină mai erau alte 5 persoane. Polițiștii care au ajuns acolo l-au testat pe șofer cu aparatul etilotest, iar rezultatul a dovedit că băuse. Polițiștii au încercat să-l ducă pe șofer la spital pentru recoltarea de probe biologice, însă el a refuzat. Nici șoferul și nici ceilalți pasageri n-au pățit nimic, însă un angajat al stației PECO a fost rănit și a fost transportat la spital pentru îngrijiri. Acum, pe numele șoferului, a fost deschis un dosar penal.